Pentru executarea unor lucrări de reabilitare a magistralelor de alimentare cu apă cu diametrele de 1000 de mm și 600 de mm, lucrări executate în cadrul programului operațional sectorial de mediu, Seceraja SA este nevoită să întrerupă furnizarea apei începând din noapta de luni, 23 septembrie ora 24 și până marți, 24 septembrie ora 18. Vor fi afectați consumatorii din Năvodar, Lumina, zona industrială Midia și Corbu. Tot marți, 24 septembrie, Seceraja SA va întrerupe furnizarea apei potabile între orele 8 și 18 în localitatea Mihail Cogălnicianu. Vor fi afectați toți consumatorii din comună. Reprezentanții Seceraja SA îi asigură pe abonați că echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, consumatorii afectați sunt rugați să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic.